We'll be right back.
Pe locul al doilea, tot cu 32 de puncte, de la Autorola Buzău, Nedelcu Laurențu. Întoarce-te cu fața, mă! Departajarea s-a făcut în funcție de numărul de puncte de penalizare. De înălțime. Așa. Și câștigător al etapei a patra și ultima din acest campionat, Merche Robert, 40 de puncte din 40 posibile. Bravo! Să aplaudăm încă o dată, să le mulțumim. Blondi! Bine, Blondi, Păsărica! Mă, puțin, mă, puțin! După înălțire! Bravo, băieți! Băieți, la anul să vă vedem la avansat! Da! Bine, pervers! Nu mă pare rău! Festivitate de premiere la clasa profesioniștilor! Să putem să ne apucăm și noi, să luăm și noi! Pe locul al treilea a terminat o singură zi de concurs, 17 puncte, Margărițoiu Mugurel! Ești de la Motoclub Lido Câmpina! Păi șota, Toiu Dan! Foarte bine! Să trăiască, să ne mai sponsorizeze! Pe locul al doilea de la Autorola Buzău, puncte obținute din ambele zile de concurs, 32, Mihai Dufă! Și câștigător al ambelor zile de competiție. Arată cupa, măi, cupa. Începător și pentru prima oară participant, dar uitați ce se întâmplă venind de la motocross, Cuță Cătălin. Bravo! Pe băieții ăștia la motocross, dacă... Să-i aplaudim! Mulțumim, capiștirea de profesionist! Așa, revanșa! Revanșa pentru ce ați făcut. Urmează clasamentul echipelor care au participat în concurs. Pe locul al treilea este Vereche Vișoara din Bistrița. Hai și ceilalți care au fost în echipă. Deci echipa a punctat în felul următor. Echipa este mare, dar au punctat pentru echipă numai domnul Șomodean 32 de puncte și Cotoc Cristian 9 puncte. Ceilalți au participat cu suflet. Este doar o medalie pentru echipă. Vă mulțumim pe locul al doilea! Nu se iau pe acolo. Da. De la Motoclub Lido din Câmpina, 57 de puncte, au punctat Margărițoiu, 17 și Duță Cătălin, 40. Echipa a fost mai mare, dar nu s-a punctat. Și domnul Maria a punctat. Și acum îți spun întâi cine a punctat și după aia. Nu știm exact, pentru că am luat doar punctele unuia. Pe cine te luăm? Pentru că și domnul Ionitescu, Mișu, și domnul Ilecheș Ceaba au adus câte 15 puncte. Deci unul din dumnealor oricum a punctat. Și câte 32, Tufă Mihai și Nedelcu Laurențiu. Autorola, 79 de puncte. Deci, de ce? Bravo! Fără drept de apel. Mecanici! Gata! Bravo! Gata! Gata! Costărica! Hai mai fă-ne una! Trage ușita! Trage ușita! Să-i plăne pământul! Hai, și eu aici! Hai, Dani! Mani! Gata? Copii, dați-vă mai! Aia capetele, sigur! Dani! 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 Dani
Și acum avem Cupa Endurotel, care o va da organizatorul și singurul sponsor al competiției, Dan Tatoiu. Este vorba de o cupă dată pentru cei mai rapizi în probele speciale. Deci al treilea din acest punct de vedere a fost de la clubul Autorola Nedelcu Laurențiu. Pe locul al doilea Șomodean, Nelu Bereghe din Șara. Și pe locul pe locul întâi cel mai rapid în probele speciale, Duță Cătălin Modăvescu. Mai avem 3 medalii speciale, deci una să o mânăm reprezentanților federației. Una pentru sportivul Manga Ivan, care este aici. Ivan, unde ești? Care a venit din Ungaria în mod special să ne ajute să marcăm traseul fără dânsul. Foarte rapid, a avut numai ghinioane tehnice. Și cel mai tânăr participant, domnul Fervioran Junior. Bravo! Așa vă urmă, nu trebuie să te bucuri. O, s-a bătat minele. Băi, nu! Dane! Dane! Stă-te o lumea, că-ți treci cadrul și unul. Eu sunt să filmez, de aici. Te bași. Treze-ți copilul. Nu, prima nu. Mai stă, da, mai dau o mână. Da, mă, și mă și eu. O, da, te dau. Tort? Ce tare, Cristi, nu? Tort?